Se spune despre ea că e doctor de o singură boală, cancer de col uterin. Știe de porecla asta, dar nu o deranjează cât uși de puțin. Îmi place meseria mea cu totul. Dacă să poți să faci foarte bine un lucru, trebuie să mai renunți. Nu poți să le faci cu toate perfect. În fiecare zi de muncă se întâlnește cu cel puțin 5 femei purtătoare de virus HPV. Pe durata carierei dumneavoastră, ați pierdut multe paciente din cauza cancerului de col uterin? Aici este o poveste pe care eu pot să o consider fericită în viața mea. Pentru că am avut șansa să lucrez în detectarea precoce a cancerului de col uterin, după care m-am implicat în profilaxia cancerului de col uterin în totalitate, am avut șansa ca pacienții mei, majoritatea, să aibă leziuni precanceroase sau un cancer în stadiu incipient și care să poată fi salvați. Virginia Țârla nu e medicul meu, însă mărturiile pe care le-am strâns de-a lungul timpului de la alte paciente care s-au făcut bine m-au adus la ea, ca să aflu cum se vede necazul nostru prin ochii și mai ales prin colposcopul ei. Te doare ceva? Te supără ceva? Ce contracepție folosești în momentul ăsta? Din punctul meu de vedere, dacă nu comunici cu pacientul și dacă pacientul nu te simte că ești cu el și că ești pentru el, îl pierzi. Sunt sigură că asta este un factor teribil de important în detecția precoce a leziunilor. Trebuie să pierzi foarte mult timp sau să câștige pacienții foarte mult timp de la tine. Este esențial. Este mai important să vezi 10 pacienți într-o zi din care să înțeleagă 8 ce le-ai spus decât să vezi 20 din care să nu înțeleagă niciun sau numai 2. Care este sentimentul pe care îl trăiți atunci când știți că ați evitat, poate în ultima clipă, un cancer? Sunt teribil de mulțumită și trăiesc fericirea alături de pacienții mei de fiecare dată. Să vezi că este un cancer în stadiu zero și că femeia asta rămâne cu uterul indemn și că mai face după aia 2 copii, nu? E o bucurie. Să vezi că femeia nu are HPV după ce a avut infecție cu HPV 16 sau 18, cu cele mai oncogene tipuri de virus, e o bucurie. Cei mai mulți cercetători afirmă că virusul papiloma uman se transmite exclusiv prin contact sexual, iar prezervativul nu oferă protecție absolută. Un diagnostic ca ăsta poate crea mari probleme de cuplu. Aveți cunoștință și de situații în care se ajunge la tensiuni puternice în familie? Da, numai că trebuie să fii foarte bun psiholog și să fii pătruns de foarte multă vreme în psihologia femeii și să o faci să înțeleagă că, de fapt, ea putea să poarte acest virus de la primul ei contact sexual. Virginia Țârlea știa încă din anii 80 că cercetătorii germani și francezi căznesc să facă un vaccin care să limiteze incidența cancerului cervical. Din momentul în care vaccinul a intrat pe piața românească, a început să-l recomande tuturor pacientelor. De aproape 25 de ani știu că s-a început cercetarea în vederea realizării unui astfel de vaccin. Prin urmare, consider că trebuie să se vaccineze absolut toate fetițele de 13 ani, dar se poate, vaccinul nu este contraindicat la nicio vârstă. Am pacienți care s-au vaccinat și la 55 de ani și pe oricine sfătuiesc, chiar dacă a avut infecție, chiar dacă are infecție, să-și facă vaccinul. Nu face niciun rău, nu are nicio reacție adversă. Nu știu cum arată sau cum îl cheamă pe medicul ideal, cel care are răspunsuri la toate neliniștile noastre, care va interpreta întotdeauna corect rezultatele unor analize. Știu însă cum trebuie să procedeze pacienta ideală. Ea se va duce la ginecolog cel puțin o dată pe an. Va cere să-i se facă examenul Papa Nicolau și testul HPV. Dacă medicul nu-i acordă atenția de care simte că are nevoie, să meargă la altul, să nu amâne, să nu se răzgândească și mai ales să nu-i fie frică. Nu vă imaginați câtă forță e într-un trup de femeie, oricât de fragil ar părea.